Stay tuned. Don't go away. All your greatest hits here on the station that makes you want to listen. S-a dorit, ne-a dedicat el piesa pentru noi, pentru toți de pe cea de la el acolo, de la Sport Live. Mulțumim, online. Și pentru toți ascultătorii, da? Hai, vă salutăm noi încă o dată pe toți și pe toate. Dăm drumul piesei. Stay with me tonight. Ia o să rămână cu mine la noapte cine, a? Nu știu. Sună bine. L-am concediat pe ăsta. V-am pupat. Hai, bă, pleacă, gata, hai, pa. Gata, l-am concediat, l-am dat afară. Târgoviște, mulțumim frumos, Andreea. Și o noi te iubim, Andreea. La Bruxelles, mergem și noi la Parlamentul European acolo, ne facem și noi. Mergem la ea, mă. Europarlamentar, mă, ei, mă fac eu. Eu sunt becale, oricum sunt europarlamentar. Goarne, multe, multe goarne. Ascultăm în acest moment Deepside DJ, Stay With Me Tonight. Da. Se pare că toată lumea e ocupată în după-amiaza asta. Trebuia să sunăm pe cineva, Marian, dar se pare că nu poate să răspundă, asta e. Mai încercăm. Dacă toți suntem la capitolul telefon, hai să încercăm cu Maiari, să vedem dacă răspund fetele noastre. Nu, vreau să le felicit așa în direct. Da. Să vedem dacă sunt fetele acum. Azi sunt 10 minute. Ce vreau, mă? Vreau să mai zic ceva. Dedicații, știți, nu? Pagina de face, site, pac-pac, ID, alea. Și asta mă tot stresează aici cu votul ei, am înțeles. Nu mă duc la niciun vot, la niciun partid, mă cacă partidele astea căcăcioase. Bă, nu mă stresa că dau cu cuțitul în tine, cu toporul aici. Băi, mamă, unde e mai aia? Stai mă așa că mă enervează ăsta și pun pasta să-l lipi cu fiate-n. Unde e, mă? Stai așa. Băi, ce ai, Tony? Băi, nu mai enerva, da? Că pun pasta pe tine. Băi, ăsta. Băi, no name. Lasă-mă, frate, că pun. Da, Biugi Mafia. Băi, o pun pasta peste tine acum de te face praf. Bine! Telefonul avem pe No Rules, noua titulatură, fostul Nick de la NND și vrem să punem câteva întrebări, dacă se poate. Tocmai difuzam noul single al tău, Love and Desire, varianta extended. Vrem să te întrebăm dacă poți să transmiți un la mulți ani în direct pentru Radio Târgoviște, România. Adică suntem deja în direct, să înțeleg? Sau? Da, suntem în direct. Îmi pare rău, așa se conectează la mine, direct. Îmi cer scuze, Nic. Și eu dacă îți răspundeam ceva. Da, e ok, nicio problemă. Era în direct, suntem online. Totul merge aici, la noi. Puteam să închidem și reveneam după aia. Cam ciudat, în fine. Da, îmi pare rău, așa intrăm noi în direct. Deci nu pot să fac ceva să vorbesc înainte. Nu am studio așa de performanță. Non-stop music, 24 hours a day. Ei, da, uite că mai am avut un mesaj, sună felul următor, pentru Kentuțul și pentru Radio Târgoviște, la mulți ani piesa asta, ok, asta să fie pentru toți și toate, din partea lui Kentuțul, la mulți ani, mulțumim, ascultă clap aici că sună foarte bine. Tăceți. Alo, să românile, doamna Ana? Da? Dacă se poate, aș dori și eu cu Marian, vă rog frumos. Cine este? Un prieten. Vreau să vorbesc cu Marian, vă rog eu frumos. Da, Marian nu este, adineaori a plecat afară. Da, păi am sunat și pe mobil, știți de ce vă sun? Haideți că vă spun dumneavoastră, poate comunicați după aia. Acum un an și ceva am cumpărat un Opel Astra. Dacă vă aduceți aminte, știu că erați împreună. M-auziți? Ce Opel Astra? Eu vă spun că sunt un prieten, eram prieten pe vremea aia, de atunci nu mai îmi răspunde la telefon.
și am făcut rost de numărul de fix și de asta v-am sunat. Acum un an de zile, un an și ceva, nu mai țin minte cât este, am cumpărat un Opel Astra. Știți ce mașină ați avut înainte, nu? Ce mașină? Un Opel Astra. Dar cine sunteți? Sunt un prieten, doamnă. Deci dacă am cumpărat mașina de la familia voastră, cum să nu știți cine sunt? Păi dar noi n-am vândut nicio mașină Opel Astra. Cum? Dar ce ați vândut? Păi dacă eu am luat-o de la voi, era să iau foc pe drum, era să mor cu tot. Am și doi copii, am și nevastă, eram și cu bunicul meu. Mi-a luat foc, a zis că e asigurată, că e tot, că nu știu ce, n-avea absolut nimic. Marian e de-n Târgoviște, nu? Cine ești dumneata? Doamnă, Marian este sau nu este din Târgoviște? Dar cine ești? Păi un prieten care a cumpărat mașina de la domnia voastră de acolo. Acum un an și ceva am cumpărat, un Opel. Ce Astra. Ce are dracu un an și ceva, că deci eu nu mai am mașini de 3 ani, 4 ani. Păi de ce nu mai aveți mașini? Păi cine, uite, ia vină cu acea, vină cu acea și vorbește cu omul ăsta. Dar a cumpărat un Opel Astra de la tine, cine e? Păi are, acum aveți Volkswagen Passat, mi-ați dat, stați că v-am încurcat. Alo, Marian? Ce Passat, mă băiat? Volkswagen Passat am luat. De la voi. Și am mai luat de la unul, tot din Târgoviște, un Opel Astra. Era să mor în amândouă. Numai accidente am avut parte. Dă-mi-l pe Marian dacă este. Dă-mi-l la telefon. Nu știu cine e, că faci niște glume, frate. Da. Alo, salut, Marian. Claudiu sunt. Cine? Claudiu, am cumpărat un Volkswagen Passat acum un an jumate de la tine. Care Claudiu, măi omul? Băi, frățică, hai să vorbim serios. Ești din Târgoviște, nu? Și stai în Spania. Mă, care Claudiu? Că nu știu care Claudiu. Am luat un Volkswagen Passat de la tine, mă. Tu de la mine? Da, și am luat și un Opel Astra. Acum un an și ceva, nu mai țin minte cât e de atunci. Du-te, măi, băiatule, de aici, eu... Bă, era să mor, am doi copii, unul are 4 ani și unul are 2 ani. Era să mor și cu bunicul meu, l-am luat din țară să-l aduc în coa, în afară, și era să murim, ne-a luat foc mașina, a sărit tot în aer. De-abia am ieșit din mașină. Păi... Ce culoare e mașina? Ce mașină? Păi mașina e aia cu care am mers ultima dată, e Volkswagen Passat. Păi și ce culoare? Neagră. Du-te, măi, omule, Daci, că n-ai luat la mine nicio mașină. Cum să nu iau, mă? Băi, Marian, stai așa, păi de unde știu? Vrei să-ți dau toate datele? Că scrie acolo cine a fost proprietarul la mașină. Du-te, măi, omule, că n-ai luat la mine nicio mașină, mă. Du-te. Cum să nu iau? Băi, Marian, cum să nu iau? Pe bune, am luat... Astra era albastră. Fii atent! Mi-a închis, mă. Stați așa, că revenim. Ia, stai că revenim imediat. Da. Marian, scuză-mă, hai să zic că uite, am luat toate cărțile de la amândouă mașinile. Astra era albastră și Volkswagen-ul e verde. Încă mai este ce-a mai rămas din el, ca la foc. Acum ești ok? Omule, eu mașina am vândut-o acum 3 ani de zile la unul de la Buzău. De la Buzău? Păi, eu sunt, știi cum să fiu, prieten foarte prieten bun cu tine și prieten cu Tony, îl știi pe Tony, din Târgoviște. A fost o farsă, ești în direct la Radio Târgoviște România și la Radio Sud. Îți mulțumim frumos să nu ne înjuri, da? Sper că nu te-ai supărat pe noi. Oh, Mihai ți-a zis Tony. Da, Tony e prietenul tău și a zis că să beți împreună și voi ceva în după amiaza asta, să aveți motiv de băutură. Dacă ai un mesaj pentru cineva, te rog frumos să-l transmiți acum și suntem de acord și ne împăcăm. Bine, bine, hai, noroc. Salutare, numai bine. Sper că nu te-ai supărat, nu? Alo? Alo, Marian? Cred că deja îl sună pe Tony. Hai că închidem noi. Mergem la următoarea piesă. O dedicăm lui Marian. O dedicăm la toți cei care sunteți alături de Radio Sud România și de Radio Târgoviște. Ce urmează? Asta mi-a plăcut mult. Asta vreau să câștige Eurovision. Ia uzi cum sună piesa. Cam așa sună. Ia uzi. Hai, să ne-am distrat. The Mix.
take you right to the edge. Listen.